datele alea date de cont? Nu, și pe mine mi-a sunat acum, Andreea, că a vorbit cu dumneavoastră. Mi-a zis că a vorbit cu tine. Și diplomele unde sunt? Păi nu știu. Bună dimineața! Am ajuns și la sfârșitul anului școlar. Faptul că sunteți așa de vocali ca și în prima zi de școală rezultă și spune că v-a plăcut anul acesta la școală, ați învățat foarte bine, dovada supremă sunt rezultatele voastre la învățătură, mediile foarte mari pe care le aveți și eu țin să vă felicit în numele tuturor colegilor pentru aceste rezultate, să aveți o vacanță plăcută, activă și să ne revedem sănătoși la începutul anului școlar. Colegul Ciupală o să prezinte un moment la fel de plăcut și anume să vă spună și să citeze multele distinții și premii pe care le-ați obținut anul acesta. Mulțumesc! În primul rând aș dori să vă felicit pe toți copiii, să mulțumim totodată părinților pentru colaborarea cu școala, mulțumim totodată părinților și pentru susținerea pe care o acordați copiilor. Aș dori să vă citesc doar rezultatele importante. Cred că este un an extraordinar. Deci, premii la Olimpiadele Naționale, faza județeană, 209 premii și mențiuni pentru tot liceul nostru. Deci, un sfert din elevi au obținut premii și mențiuni la județeană. Tare aș fi curios să văd cam cât la sută din premiile totale am luat, dar după aprecierea mea, în jur de 60-70% din totalul județului am luat. Elevi calificați la etapa națională, pe tot liceul, 62 de calificați la națională. Un număr extraordinar. Elevi premiați și medaliați la națională, 26. Aici... trebuie specificat faptul că, poate chiar trebuie specificat, pentru a obține un premiu la faza națională, înseamnă că trebuie să te califici în primii 7-8%. Adică ori ești în primii 7 elevi, ori nu iei nimica, pentru că ministerul nu premiază decât un premiu 1, un premiu 2, un premiu 3 și 3-4 mențiuni. Deci rezultatele sunt, după părerea mea, extraordinare. 26 de premianți și medaliați la națională. Există și alte tipuri de concursuri, concursuri naționale finanțate de Ministerul Educației, care au tăria unei olimpiade naționale. Unele dintre ele sunt chiar mai puternice decât o națională. Sunt 7 premii și mențiuni, concursuri naționale fără finanțare MEN, dar în calendarul Ministerului Educației, acele sunt concursurile, într-un anumit fel, grosolan vorbind, acreditate de Ministerul Educației, 59 de premii și mențiuni, premianți la alte concursuri naționale care sunt foarte puternice, 66, premianți la concursuri internaționale, peste 20 de elevi, premianți la proiecte internaționale, 9. Țin să spun că 3 elevi de la liceu s-au calificat în lotul național olimpic ceea ce este o performanță foarte importantă, adică să fim primii 5, 6, 10 elevi din lotul național este un lucru extraordinar. Totodată am uitat, poate la fel de important este susținerea și la fel de importantă este susținerea pe care au dat-o profesorii și dedicația pe care au dat-o elevilor, acestor elevi. Probabil că mulți dintre dumneavoastră știți pe propria piele câte ore suplimentare s-au lucrat cu profesorii la școală, câte verificări, câte mici consultații în timpul pauzei, după amieze pierdute, plecat cu elevii la aceste concursuri. Toate acestea le mulțumesc colegilor mei și îi felicit pentru rezultatele obținute. Aceasta este o muncă absolut benevolă. Nimeni, dar nimeni nu te plătește că ajuți un copil ca să se remedieze sau că îl ajuți să se califice la națională. Nimeni nu face chestia aceasta. Deci îi mulțumesc și îi felicit, cred că merită toate aplauzele. Evident că noi nu putem să citim 200 și ceva de premii, mențiuni și așa mai departe, mai ales că toți elevii au fost premiați și au primit diplome. În schimb, noi acum, știți că este în tradiția școlii și cred că cei mai mulți dintre voi ați venit și pentru acest aspect, acela al activităților extracurriculare. Noi avem tot felul de ateliere de creație, sunt destul de puține, dar eu zic multe pentru gimnaziu, mai multe avem la liceu, așa că trageți tare să ajungeți la Șaguna ca să participați la... Avem așa un teanc de certificate pentru liceu și, evident, proporțional, acesta pentru voi. Deci, în primul rând, să începem cu atelierul de creație pentru cei mici. Rugămintea mea este, îi citesc pe toți, elevii care se aud să vină în față, vor face evident fotografii și le voi mâna și certificatele, aplauzele la sfârșit. Neguț Ioana, clasa a 5-a, Pelin Ana Maria, clasa a 5-a, Popescu Daria, clasa a 5-a, Gal Paula, 6B, Suciu Maria, 6B. Felicitări! Să le dați între voi. Da, exponatele copiilor de la atelierul de creație sunt afară, acolo, în fața sălii festive. Mulțumim! Urmează cercul de informatică pentru cei mici. Este un cerc nou înființat, dar sperăm că va avea o tradiție. Antal Ovidiu, clasa 6A, Popescu Ștefan, clasa 6A, Șovoilă Robert, clasa 6A, că vi le dau la sfârșit, Tacea Alexandru, clasa 6A, Platano Cezare, 6A, Munteanu Matei, 6A, Modorcea Roberto, clasa 6A, Rădulescu Alexandru, clasa 6A, Istrate George, 6A, Țopa Elena, 6A, Coca Alexandra, 6A, Băitanu Alexandra, 6A, Danila Andreea, 6A, Mihăileanu Denisa, 6A, Tudor Iarina, 6A, Cruceri Raluca, 6A, măi, e toată clasa? Nu. Suciu Maria, 6B, N. Denisa, 6B, Boie Răzvan, 6B, Mihail Andrei, 6B, Mihailă David, 6B, Dragomir Alexandru, 6B. Nu e nimeni din a 6B. Așa, bravo. Mai avem de acordat certificate, dar Aș dori, fiind la partea științifică, ca să spun așa, să o rog pe doamna profesoară Carmen Tănăsescu să mâneze diplomele participanților, totodată și pe domnul profesor Ciprian Șandor, diplomele participanților la concursul organizat de NASA. Anul acesta a fost prima dată când acest concurs a fost organizat și în școala noastră. Sunt, de fapt, două. Este vorba despre concursul Cassini-Huygens, concurs la care elevii noștri au luat premii. O să-i rog să vină în față pentru o fotografie de grup. Totodată vreau să vă felicit din suflet pentru faptul că ați participat, pentru că ați dorit acest lucru și invit pe toți colegii voștri, dacă vor dori la anul, să se alăture echipei de coordonare, care este formată din domnul Ciprian Șandor și din subsemnata. Tudor Iarina, premiul 2, este certificat internațional ESA și NASA, Cassini-Huygens. Felicitări! Rădulescu Alexandru, premiul 2. Tacea Alexandru, premiul 2. Platano Cezare, premiul 2. Premiul 3, Rotaru Roxana Cezare. Țopa Elena, premiul al 3-lea. Boțoroga Ioana Daria, premiul al 3-lea. Ioana Rața Antonia, premiul al 3-lea. Șovăilă Robert, premiul 3. Benegui Ana, premiul 3. Și Băitanu Alexandra, premiul 3. Încă o dată, acesta este concursul Cassini-Huygens, este un concurs pe echipe, la care însă se poate participa și individual. Aici avem câteva echipe și o participare individuală. Felicitări, copii! Mulțumesc! Cel de-al doilea concurs, NASA, la care copiii noștri au participat, avem chiar o participare efectiv cu premiu la Los Angeles în anul acesta, este concursul de design. Îi dau cuvântul colegului meu de echipă. Permiteți-mi să prezint câștigătorii, pentru că toți sunt câștigători prin ceea ce au realizat. Răzvan Boie, locul 2, și aprecierea juriului de la Los Angeles, felicitări, pentru prezentarea la secțiunea postere. Platano Cesare, haide, felicitări, haide, așa, au emoții, Istrate George, Tudor Andrei Costache, felicitări. Rădulescu Alexandru Matei, felicitări. Suciu Maria, Chis Iulia, felicitări. Bâscă Mihai Alexandru. Felicitări. Tuturor încă o dată felicitări și mulțumiri părinților pentru sprijin. Totodată, 3 elevi de gimnaziu au obținut premii la faza națională. Am dorit să-i aplaudăm. Pe Lin Ana Maria, locul 1 la faza județeană calificată la națională, locul 10 la etapa națională, clasa a 5-a. Plotogea Ștefania, clasa 7-a, limba română, premiu special la națională. Și Lupșor Ana, clasa 7 la chimie, mențiune specială. Săptămâna trecută a avut acest concurs. Da. Mulțumim. Primit. Am uitat să precizez, dar niciodată nu-i prea târziu să reamintesc și să mulțumesc copiilor de la televiziune. Cred că suntem singurul liceu care avem televiziune internă. Chiar acum se face o transmisiune live pe internet, pe canalul nostru. Este foarte bine să știți acest lucru. Toate activitățile de la Ziua Sportului și Agonist au fost transmise live, avem și comentatori, uitați, băieții stau acolo în spate, ceilalți filmează, le mulțumim, totodată îi și felicităm și na, așteptăm și pe alții. Trecem mai departe la corulețul nostru, Concentino, clasa a 6-a, Florea Alexia, Negruț Ioana, a 5-a, Popescu Daria, Șerban Maria, clasa a 5-a, Munteanu Roberta, clasa a 5-a. Vi le dau deocamdată pe cele de a 5-a. Îi citesc în continuare: Boțoroga Daria, 6-a, Mihăileanu Denisa, 6-a, Petrescu Ioana, 6-a, Cruceriu Raluca, 6-a, Rața Antonia, clasa 6-a, Rise Alexandra, 6-a, Tudor Iarina, 6-a, Țopa Elena, 6-a, Munteanu Matei, 6-a, Popescu Ștefan, 6-a, Șovăilă Robert, 6-a. Uitați diplomele pentru clasa 6-a. Vom continua. Bunescu Iarina, 6B, Irina, scuze, Dună Cristiana, 6B, Isaia Elena, 6B, Chis Iulia, 6B, Suciu Maria, 6B, Bejenaru Adriana, clasa 7-a, dar deocamdată să vi le dau pe fetele din a 6-a B. Bejenaru Ariana, clasa 7-a, Ciobanu Ioana, clasa 7-a, Dumitru Maria, clasa 7-a, Lupșor Ana, clasa 7-a, Mărginean Natalia, clasa 7-a, Popa Diana, clasa 7-a, Radu Andreea, clasa 7-a, Sicoe Andreea, clasa 7-a, Țopa Ana Maria, clasa 7-a, Urdea Andrada, clasa 7-a, Iscru Cătălin, clasa a 7-a. Haideți în față, chiar dacă stați... Haideți la o fotografie de grup. Da, în formație, da. Bravo! Mulțumim! Fetele, am putea spune că se pregătesc puternic pentru cel mai bun cor din țară. Este corul acestui colegiu de liceu, locul 1 pe țară la concursul național de coruri. Trecem la formații sportive. Șah, certificate de participare vor primi Pelin Ana Maria, clasa a 5-a, Miloi Pavel, clasa a 6-a B și Stejeroiu Vlad, clasa a 8-a. Mulțumim! În echipa de tenis de masă este elevul Enescu Răzvan, clasa 6-a B. Nu este? Ah. Și în sfârșit, terminăm și cu certificatele. Pentru echipa, și acordăm certificate echipei de basket, Mandai Cătălin, clasa a 5-a, Stan Valentin, clasa a 5-a, Gâlcea Vicențiu, clasa a 5-a, Popescu Ștefan, așa, hai să terminăm cu clasa a 5-a, Popescu Ștefan, clasa a 6-a, Tu ești? Eu sunt Soralin. Ah, și ei tu? Dar stai aici, la fotografie. Costianu Dragoș, clasa 6-a B, Alexandru Radu, clasa 6-a B, Togan Iscru Cătălin, clasa 7-a, 6B1, așa, clasa 7-a, așa, Alexandru Dan Mihai, clasa 7-a, Sep Robert, clasa 7-a, Matei Alexandru, clasa 7-a, Ciupală Ștefan, clasa 7-a, Toma Natanael, clasa 7-a, Duriac Horia, clasa 8-a, Blaž Voinescu George, clasa 8-a, Sugeac Andrei, clasa A 8-a. Oricum, cei din clasa 8-a au primit deja certificatele. Băieți! Ștefan! Da, mulțumim. Urmează acordarea premiilor în funcție de rezultatele școlare. Vreau să fac o precizare. Anul acesta, printr-o hotărâre de Consiliul Local, elevii care au primit premiile 1, 2 și 3 vor primi și niște sume de bani destul de importante. Premiul 1 300 de lei, premiul 2 200 de lei și premiul 3 100 de lei. Duminică va fi o festivitate de premiere, de acordare a acestor premii speciale în aula universității pentru elevii de clasa 8-a și pentru cei de clasa 12-a. Voi intra în posesia premiilor speciale pentru clasele 5-7 și pentru clasele 9-11. Din motive administrative nu pot participa toți, pentru că la nivelul municipiului Brașov sunt 1820 de premii. Imaginați-vă, pentru fiecare elev ar dura cam o zi acordarea premiilor, având în vedere că luni este și examenul de clasa 8-a evaluare. S-a ales o altă variantă pentru acordarea premiilor șefilor de promoție și directorului școlii care intră în posesia premiilor speciale. Deci, dau cuvântul diriginților, clasa 5-a. La clasa 5-a doresc în primul rând să-i felicit pe toți bobocii care anul acesta au depus un efort deosebit pentru a-și menține un standard ridicat și au schimbat un colectiv, o locație, profesori și multe aspecte noi au apărut în viața lor, au luptat, s-au adaptat și iată-i câștigători. Prin urmare, premiul întâi, în ordine alfabetică, cu media 10, eleva Adel Lode. Felicitări! Stați aici pentru fotografii. Premiul întâi, media 10, Manta Daria. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc! Tot premiul întâi, media 10, Pândaru Mara. Premiul al doilea, media 9,96, Horga Tudor. Felicitări. Felicitări. Premiul al doilea, Pelina Ana Maria, media 9,96. Mulțumesc, felicitări. Premiul al doilea, media 9,96, Vizante Ana. Felicitări, da? Premiul al treilea, media 9,93, Cârdan Maria Alexandra. Felicitări! Mulțumesc mult! Premiul al treilea, 9,93, Dinu Ana Maria. Mulțumesc mult! Felicitări! Premiul al treilea, media 9,93, Gâlea Vincențiu. Felicitări! Mulțumesc mult! Premiul al treilea, 9,93, Mandai Dan Cătălin. Felicitări! Mulțumesc mult! Premiul al treilea, tot 9,93, Urdea David. Foarte apropiate mediile. Trecem la mențiuni. Media 9,90, Coșman Monica Sorana. Tot mențiune. Popescu Daria, 9,90. Felicitări. Felicitări, mulțumesc mult. Tudorică Paul, 9,90. Felicitări, Paul, mulțumesc. Brustur Ervin, 9,87. Mulțumesc, felicitări. Gheorghe Ana, 9,87. Neguțioana, 9,87. Banu Codrin, 9,84. Felicitări. Florea Alexia, 9,81. Felicitări. Lopătaru Mihnea, 9,78. Felicitări. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Ursa Andrei, 9,75. Stan Valentin, 9,71. Șerban Maria, 9,62. Șovăială Luca, 9,62. Varga Raul, 9,53. Vă doresc tuturor o vacanță plăcută, cu multă odihnă și bucurii multe! Mulțumesc mult, felicitări! Da, nu, ca imediat. Clasa 6A O clasă deosebită, media acestei clase este 9,73, o medie foarte mare. Îi felicit pe toți elevii, toți cei 30 de elevi din clasă. Premii și mențiuni vor primi elevii care au medii peste 9,50. Premiul întâi, 3 eleve cu media 10, Băitanu Alexandra, felicitări, Boțoroga Ioana Daria și Tudor Iarina. Premiul al doilea, 2 eleve cu media 97, Benegui, 2 elevi de fapt, Benegui Ana și Rădulescu Alexandru. Premiul al treilea, Petrescu Ioana, felicitări, Ioana. Mulțumesc. Stai. În ordinea mediilor, nu o să mai citesc mediile, dar sunteți aranjați exact așa cum ați muncit, dar ați muncit foarte bine absolut toți. Deci mențiuni: Costache Tudor Andrei, Țopa Elena, Platano Cezare, Munteanu Matei. Mulțumesc. Mulțumesc. Pintilie Ioan, Cruceriu Raluca, Șovăilă Robert, Antal Ovidiu, Zilberman Maia, Danila Anton Andreea, mulțumesc, Raț Antonia, Modorcea Roberto, Alboni Cristina, Marian Teodora, Istrate George, Mihailanu Denisa, Tacea Alexandru și Popescu Ștefan. Felicitări, copii! George, diplomele. Aș dori totodată să menționez și să felicit 2 elevi care au primit medalie de bronz la Olimpiada de Fizică, faza națională. Este vorba despre Antal Ovidiu și Chiș Iulia. Felicitări, copii! La fel ca și colegii lor din clasa a 6-a și elevii mei din clasa a 6-a B, au avut anul acesta rezultate deosebite. La sfârșitul anului școlar am putea privi în urmă, pe de o parte, din punct de vedere al disciplinei. Aici aș putea spune că elevii mei au fost foarte cuminți, excepție făcând însă unele momente când, printr-un mod inexplicabil, domnul director știe, marcărele de la tabla specială miraculos dispăreau sau se consumau de la o zi la alta. Sau coșul de gunoi, nici astăzi nu mi explic cum singur se răsturna și gunoiul se împrăștia prin clasă. Însă m-aș opri asupra performanțelor. Au obținut rezultate foarte bune la concursuri, olimpiade, județene, naționale, internaționale, după cum ați văzut. Sunt foarte bucuroasă să spun că printre elevii mei se află, repet, un viitor membru în echipa NASA, viitor fizicieni, matematicieni, scriitori, astrofizicieni, da, și geografi, spre bucuria mea, muzicieni, sigur avem un mic Mozart în clasă, așa cum îi spun copiii, sau sportivi de performanță. Felicitări, dragii mei, și vouă și părinților voștri în egală măsură, iar acum am să vă premiez. Premiul întâi, cu media 10, se acordă elevelor Diana Maria Chichernea, Elena Isaia și Iulia Chis. Mulțumesc. Lasă-mă să te felicit. Doamna profesor mă ajută și îmi spune că trebuie să menționez premiul special al Dianei la Olimpiada Națională. Da, a participat la faza... Scuză-mă. Da. Felicitări. Premiul al doilea se acordă elevei Maria Suciu cu media 997. Premiul al treilea, cu media 9,94, se acordă elevilor Selena Bota, Irina Bunescu, Denisa Ene, Vlad Iliescu, Andrei Mihail. Mențiuni se acordă elevilor. O să-i citesc mai întâi și o să vă rog să-i aplaudăm după aceea. George Alexandru Dragomir, media 991. Alexia Radu. Hai să te felicit. Da. Alexia Radu, media 991. Bravo. Hai să te felicit. Răzvan Cosmin Enescu, media 988. Alexandra Lazar, mulțumesc, felicitări. Alexandra Lazar, 988. Cristina Elena Popezescu, 988. Boie Răzvan, 985. Hai, Răzvane, felicitări. David Mihailă, 985. Vlad Gabriel Similie, 982. Andreea Diaconu, 979. Andrei Jarcă, 979, Cristiana Gabriela Durnă, 976, Mihai Alexandru Bâscă, 973, Dragoș Alexandru Costianu, 973. El e accidentat de la Ziua Sportului și agonist. O să-l aplaudăm mai mult. Bravo! Felicitări! Radu Șerban Alexandru, 970. Mihnea Andrei Toader, 970. Vlad George Moldovan, 967. Cătălina Ioana Răileanu, 953. Felicitări tuturor, o vacanță plăcută, frumoasă, liniștită și ne vedem în toamnă. Felicitări! Doresc să-i felicit pe elevii clasei a 7-a, care au făcut față cu brio dificultăților bine cunoscute ale acestei clase. Din 32 de elevi, 22 au reușit să treacă peste pragul de 9,50 și să obțină premii și mențiuni. În ordine, premiul întâi se acordă elevei Arens Patricia Antonia din clasa 7-a cu 9,97. Avem 4 premianți cu premiul întâi. Tot premiul întâi, elevului Cațaron Andrei, 9,97, pe care dorește să-l felicite și doamna profesoară de matematică în mod special. Doresc să-l felicit pentru medalia de bronz la etapa națională a Olimpiadei de Matematică și urez succes în continuare. Este un băiat deosebit. Tot premiul întâi se acordă elevei Ana Lupșor cu 9,97, pe care dorește să o felicite doamna profesoară Bogdoneanu de chimie. O piatră prețioasă strălucește doar dacă este șlefuită. Ana a șlefuit din plin exercițiile și problemele de chimie și rezultatul a fost o primă piatră prețioasă în domeniul chimiei, o mențiune specială la faza națională a concursului Raluca Ripan, un concurs foarte dificil. Sunt foarte fericită pentru că după 10 luni de chimie am obținut un premiu valoros și o piatră prețioasă pentru șaguna. O felicit pe Ana din tot sufletul. Tot premiul întâi, cu aceeași medie, 9,97, Mărginean Natalia. Felicitări! Mulțumesc! Premiul 2, avem un singur premiu 2, acordat elevei Popa Diana Sandra, cu 9,94. Felicitări, Sandra, și la mai mare. Mulțumesc! 3 premii 3, cu aceeași medie, 9,91, tot în ordine alfabetică, Alexoi David Lucian. Mulțumesc frumos, David, felicitări. Tu vrei să mă știi? Mersi. Am uitat să vă dau mie. David. Premiul 3 acordat elevei Sicoie Maria Andreea, 9,91. Felicitări, Andreea. Mulțumesc frumos. Vă pup pe urmă. Și încă un premiu 3 acordat elevului Toma Natanael. Am înțeles că nu este prezent. Mențiuni. Bejanaru Ariana, 9,86. Mulțumesc. Mulțumesc mult, felicitări. Iacovache Andrei, 9,77. Felicitări, Andrei. Urde Andrada, 9,86. Matei Alexandru, 9,80. Mulțumesc frumos, felicitări. Țopa Ana Maria, 9,75. Mulțumesc frumos, Ana. Felicitări, vă pup pe urmă, ne întâlnim și ne pupăm. Mersi frumos. Pătrașcu Rareș, 9,75. Mulțumesc frumos, felicitări. Botea Sânziana, 9,69. Mulțumesc frumos, felicitări. Țuțuianu Mihai, 9,69. Este absent și el. Șuteu Calina, 9,58. Mulțumesc frumos, vă pup pe urmă, ne vedem, da? Ciobanu Ioana Despina, 9,55. Radu Andreea, 9,55. Mulțumesc frumos, felicitări. Sasu Maria Adelina, 9,55. Mulțumesc frumos, Adelina. Iscru Togan Ștefan Cătălin, 9,52. Și Savu Ioana, 9,50. Mulțumesc frumos. Nu, nu, aia e Ioana. Felicitări, Ioana. Mulțumesc frumos. Îi felicit pe toți și le doresc mult succes anul viitor, care va fi unul foarte greu pentru ei. Vacanță plăcută și să veniți cu forțe proaspete în septembrie. S-a încheiat festivitatea. star and balanced by the pound. Sure they never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no, let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb, loving it curves so freak what you heard. Rolling with the fat man, you never quite know what that happened. You got to pay to play, just for sure they bang bang to look your way. I like the way you work it, top notch, trump tight every day. You're blowing my mind, baby, in time. Maybe I can get you in my ride. I like the way you work it, no diggity. Bag it up now. I like the way you work it, no diggity. About to bag it up. I like the way you work it, no diggity. About to bag it up. I like the way you work it, no diggity. About to bag it up. I like the way you work it. 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 Bag it up now. I like the way you work it. 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 Bag it up now. Hey yo, hey yo, hey yo. Damn, that feels good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, hey yo. Bag it up now. Hey yo, hey yo, hey yo. Damn, that feels good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Now I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Now I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Damn, that feels good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Damn, that feels good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Damn, that feels good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Damn, that feels good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags, no diggity, about to bag it up. I like the way you work it. 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 Bag it up now. I like the way you work it. 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 Bag it up now. I like the way you work it. You don't know walls in store, but you know what you're here for. Close your eyes, lay yourself beside me. Hold tight for this fight. We don't need no protection. Come along, we don't need attention. Open your hand, take a glass. Don't be scared, I'm right here. I'm right here. She got hot in her eyes, shook you like you wouldn't believe. So many times alone, close the door if you ask. Stand there and look around. She found the three houses left. Let me look around. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. But you only need the light. Andreea. Premiile pentru... Da, o să zic. Eventual, după ce termin tu, îi spui că să dea, da? Da. Premiile pentru din partea inspectoratului, pentru Consiliul Elevilor? Nu, nu. Din partea Consiliului Reprezentativ al Elevilor, Consiliul Județean. Da? Consiliul Județean al Elevilor. Inspectoratul numai le-a certificat. Da, da, da. V-aș ruga să... să faceți liniște. Spuneam la festivitatea de la cei mici că sunteți la fel de gălăgioși ca la începutul anului școlar, la festivitatea de deschidere. Înseamnă că sunteți la fel de proaspeți ca în prima zi de școală. Bună ziua! Bună ziua, domnilor părinți! Bună ziua, dragi elevi! Sunt impresionat de prezența părinților și la clasele mari. E adevărat că au fost mai numeroși la clasele mici, dar prezența dumneavoastră certifică legătura strânsă pe care o aveți cu școala și vă mulțumim din toate punctele de vedere și pentru sprijinul acordat școlii și pentru modul în care știți să contribuiți la educația copiilor. Este o festivitate astăzi de premiere, o festivitate deosebită pentru că numărul premiilor este pe măsura efortului pe care dumneavoastră l-ați depus. Vă felicit pentru aceste rezultate. Notele sunt mari, mediile sunt de asemenea, mediile între 9 și 10 sunt cele mai multe, așa că meritați o vacanță pe măsura efortului pe care l-ați depus. O să vă spun la sfârșit vacanță plăcută, dar vă rog să fiți atenți cum folosiți această perioadă din viața dumneavoastră. Colegul meu, Cătălin Ciupală, o să vă spună cât de mult ați învățat și câte premii și certificate ați obținut. Apoi colegii profesori o să vă înmâneze premiile, cu mențiunea că anul acesta este și un alt fel de premiere din partea Consiliului Local. Consiliul Local, pentru cei care au obținut premiul 1, premiul 2 și premiul 3, o să vă acorde un premiu și în bani. Premiul 1 300 de lei, premiul 2 200 de lei și premiul 3 100 de lei. Duminică va fi o festivitate de premiere în aula Universității cu elevii de clasa a 8-a și de clasa a 12-a. Și apoi vom vedea în cadrul școlii, după ce vom ridica premiile pentru clasele a 9-a, a 10-a și a 11-a, cum o să intrați în posesia acestor sume de bani. Cătălin. Da, mulțumesc. În primul rând, aș dori să continuăm în deplină liniște. Mulțumesc, sper ca această liniște să rămână până la sfârșit, ca să ne putem înțelege și mai ales să ne respectăm unii pe alții. Evident, a fost un an greu, dar se aude? Un an și cu satisfacții. Noi, ca școală, cred că am contabilizat cele mai multe rezultate la olimpiade, concursuri. Sunt absolut convins că și la bacalaureat vom fi tot așa pe primul loc, cum suntem de ani de zile. Aș dori doar să vă reamintesc, mulți dintre voi știți, poate nu cu mare exactitate, ce rezultate bune am avut anul acesta. În primul rând, la Olimpiadele, etapa județeană, noi am obținut în total de 209 premii și mențiuni. Este colosal. Un sfert din elevii de la Șaguna au luat premii și mențiuni la etapele județene ale diferitelor tipuri de concursuri școlare. Este, după părerea mea, un rezultat foarte, foarte bun. Dar acest rezultat confirmat la nivel județean se transferă și la nivel național. Sunt 62 de elevi calificați la etapele naționale. Dintre acești 62 de elevi, 26 de elevi au obținut premii și mențiuni, medalii la premii speciale la etapele naționale. Este iarăși un rezultat foarte bun. Evident că noi ne dorim și mai mult de la voi. Sunt sigur că începem să creștem de aici încolo. La concursurile naționale cu finanțare MEN, acestea știți că sunt concursuri la fel de tari ca Olimpiada Națională, sunt 7 premii. Concursul naționale fără finanțare MEN, dar în calendarul concursurilor naționale, în total 59 de premii și mențiuni. Au fost premiul întâi la Cangurul, premiul întâi la, de exemplu, la concursul de monologuri, au fost la Cangurul, v-am spus, la diferite tipuri de discipline. Premii la alte concursuri 66, iarăși concursuri foarte puternice. Concursuri internaționale, 20 de elevi au fost premiați și încă nu s-au terminat concursurile internaționale, urmează vara. La proiecte internaționale, 9 elevi au fost premiați. Aș dori să subliniez faptul că există 3 elevi calificați în loturi naționale. Este iarăși o performanță destul de greu de egalat. Așteptăm rezultatul, să vedem ce face ultimul care a fost la lot, Mihai Hreciniuc, sper să meargă la internațională. Au fost premii acordate de elevi care au participat la NASA, la diferite competiții. Oricum, pot să zic cu certitudine că este un an foarte bun. Este meritul comun al vostru, al elevilor, al părinților și nu în ultimul rând al profesorilor. Țin să subliniez acest lucru pentru că profesorii, cred că cei mai mulți dintre voi știți câte ore stau suplimentar, cât lucrează cu voi suplimentar, faptul că vă ajută permanent, că de multe ori își pierd pauzele. Tot acest efort este și al lor, și al vostru, și al părinților. Le mulțumesc tuturor în numele școlii pentru acest efort de a aduce școala. Eu cred că la Olimpiada Națională, la etapa județeană, am luat peste 70% din premii și mențiuni de pe tot județul. N-am date certe, dar intuiția mea îmi spune că așa, și am luat, cred că, peste 80% din calificații la națională pe discipline. Este un rezultat foarte bun. Asta e doar o aproximare a mea. Nu numai rezultatele la olimpiade și concursuri sunt importante, știți că școala noastră are tot felul de cluburi, de la cluburi de matematică, informatică, dezbatere, cor, televiziune, suntem și singura școală care face televiziune, care are televiziune. Acum festivitatea aceasta este transmisă live pe internet. Țin să le mulțumesc elevilor care fac parte și profesorilor care coordonează aceste echipe de televiziune. Deci Teleasul este la înălțime. Anul acesta a avut foarte, foarte mult de lucru. Cred că în fiecare săptămână au filmat câte ceva. Toate materialele le veți găsi pe internet. Bun. Și acum să trecem la, uitați ce teanc, vă rog să aveți răbdare. Acestea sunt doar certificatele. Certificatele pe care noi le acordăm pentru elevii care au participat la diferite activități ale școlii, nu sunt evident toate, sunt activitățile pe care le putem certifica prin aceste certificate de participare. Încep cu eleva Roman Mihaela pentru reprezentarea școlii la concursul Humanitas în licee. Au ajuns foarte departe cu acest concurs. Așa, la fotografie. Da. Cred că cel mai bine este să nu le pun într-o anumită ordine, pentru că așa ne putem da seama de diversitatea tipurilor de activități care se întâmplă în școală. Continuăm cu redacția AS. Rugămintea mea este să citesc certificatele. Vă rog să veniți în față, le veți primi, facem o fotografie și după aceea urmează alte certificate. Lungu Simina, clasa 9E, Bodea Irina, clasa 10A, aplauzele vă rog la sfârșit. Petcu Daniela, clasa 10A, Frățilă Matei, 10B, Acatrine Andreea, 10B, Bezdadea Beatrice, clasa 10B, Rostogole Andreea, clasa 10C, Ionei Cătălina, clasa 10E, Ispas Ioana, clasa 10E, Ionei Cătălina, 10E, cred că am mai zis, Ispas Ioana, 10E, iar am mai zis, Zavicea Andreea, 10F, Iordache Andreea, 11A, Chițoiu Leona, 11B, Buțiu Ioan, 11B, Silion Diana, 11B, Rădulescu Andreea, 11C, Popa Alexandra, 11C, Alexandru Ioana, 11D, Piroșca Leonard, 11D, Vishritencu Andreea, 11D, Țigănescu Emilia, 11D, Bulmez Veronica, 11D, Clipa Veronica, 11D, Petrescu Iulia, 11F. Mamă, câți ați fost! Le dai tu. Da. Mulțumim. În domeniul media, cred că școala noastră stă foarte bine, dacă nu cumva este campioană. Avem televiziune, avem știri, Șaguna TV, avem revista Puls, avem revista Muguri, avem Anuarul. Oricum, felicitări tuturor pentru toată colaborarea. Trecem la Clubul Mediciniștilor. Este un club înființat anul acesta. Este clubul în care participă elevii. Este clubul în care participă elevii care doresc să dea la Facultatea de Medicină. Au o activitate foarte bogată. Invită tot felul de medici, participă la discuții, la dezbateri. Bereholski Nadia, 10D, Bodean Catrina, 10D, Molnar Andreea, 10D, Tudorache Raluca, 10D, Avdei Andreea, 10D, Micudă Teodora, 10D, Posădaru Alexandra, 10E, Filip Ioana, clasa 10E, Cornea Teodora, 10E, vă rog să poftiți în față pe măsură ce vă strig, Asavei Nicoleta, 11A, Samira Samailovici, 11A, Jefle Antonia, 11B, Belcin Ioana, 11E, Tunea Bianca, clasa 11E, Tripia Roberta, clasa 11E, Roman Mihaela, 11E, Nicoară Delia, 11F. Uitați certificatele. Da, acești copii, ca să spun așa, sunt tutelați de către colegii profesori de biologie. Elevii care au participat la clubul Ask Debate, vedeți, trecem dintr-o parte în alta foarte repede. Îndoitul Victor, clasa 11-9C, Stelea Sebastian, clasa 9C, Toma Radu, clasa 9C, Tohănean Robert, 9C, Ciugolia Robert, 9E, Vătafu Victor, 9E, Caraman Diana, 9E, Ciungan Alexandra, 9E, Laslo Diana, 9E, Reboșacă Mara, 9E, Bratu Ruxandra, 9F, Ceh Ioana, 9F, așa scrie, este 10F, Debu Alina, 10F, probabil, Debu Cristina, 10F, Ghizda Ilinca, 10F, Niculescu Sorin, 9F, Podobea Vlad, 10F, Gliga Alexandra, 9F, Ursu Ileana, 9D, Dumitru Rareș Ionuț, 9F, 11F. Da, mulțumim. Trupa de teatru în limba engleză este alcătuită de Belcuța Andreea, 9E, Bujan Andra, 9E, Hmaidan Maram, 9E, Man Ștefania, clasa 9E, Tudor Alexandra, 9E, Dragomir Ana Maria, 9E. Mai târziu? Bine. Mulțumim! Teleasul are o echipă foarte numeroasă. Haideți, continuăm când faceți liniște. Anul acesta au venit elevi noi la Teleas, îi felicităm, le mulțumim totodată, le mulțumim și profesorilor coordonatori. Elevii din echipa de anul acesta, de la Teleas, Petrescu David, clasa 9A, Iftimie Vlad, 9A, Sandu Lucian, 9A, Șupeală Ionuț, 9A, Manea Dragoș, vi le dau mai întâi așa, pe 9A, uitați aici. Manea Dragoș, 9B, Hilohi Cristian, 9B, Albert Mihai, 9B, Brătucu Rareș, 9B, Fârtea Liviu, 9B, Bumbu Alexandru, 9B, Roatiș Răzvan, 9B, Ciure Emanuel, 9B, Vasu Ionuț, clasa 9B, Cizmaș Mara, 9B, Velicu Teodora, clasa 9B, Petru Iulia, 9B, Matei Bianca, 9B, Popa Ioana, clasa 9B. Așa, poftiți certificatele pentru clasa 9B. Continuăm. V-am zis, e o echipă numeroasă. Boboc Crina, clasa 10A, Obadă Mihaela, 10A, Staicu Ana, 10A, Mușat Alexandra, 10A, Dumitrache Raluca, 10A, Roman Vlad, 10A, Lambrino Radu, 10A, Langa Valeriu, clasa 10B, Naghi Alexandra, clasa 10B, Dobrițoiu Andra, 10B, Coman Anca, clasa 11F. Mulțumim! Țin să spun că televiziunea anul acesta a filmat toate evenimentele importante ale școlii, inclusiv întâlnirile promoțiilor. Toate aceste evenimente se găsesc sau se vor găsi pe site-ul școlii, așa că le puteți vedea, le puteți downloada ca să aveți amintiri pe viitor. Conferințele Shaguna sunt conferințe care sunt în primul și în primul rând dedicate pentru elevi, sunt făcute, sunt organizate evident de școală, dar în primul și în primul rând sunt pentru elevi și pentru comunitatea brașoveană. Aceste conferințe ale Shaguna au devenit, mulțumesc pentru liniște, au devenit conferințe de referință în orașul Brașov. Țin să vă spun că există elevi, studenți români care se întâlnesc într-o țară străină, de exemplu în Germania, știu sigur de genul acesta, în care s-au întâlnit într-un anumit loc ca să urmărească o anumită conferință de la școala noastră. Există în lumea academică națională, se cunosc aceste conferințe ale Shaguna, conferințele, exact cum v-am spus, ne dorim să fie un standard de referință în cadrul conferințelor organizate în orașul Brașov. În primul și în primul rând sunt organizate pentru voi, pentru că voi trebuie să cunoașteți, voi elevii, dar nu numai, trebuie să cunoașteți personalități de marcă ale culturii românești, să aveți modele. Așa că vă invităm anul viitor, avem deja confirmarea unor personalități extraordinare din lumea științifică și culturală a țării. Vă invităm să participați în număr cât mai mare la aceste conferințe, pentru că, efectiv, aveți ce vedea. Bun. Echipa de elevi care au participat și au organizat conferințele Shaguna este o echipă extraordinară. Conferințele se desfășoară într-o organizare extraordinară. Numai cei care ați văzut și ați venit la conferințele Shaguna vă dați seama cum se mișcă acești copii. Sunt extraordinari. Felicitări! Bujan Andra, 9E, Ștefan Vlad, 9E, Staicu Ana, clasa 10A, Dragoș Andreea, 10B, Teja Elena, clasa 10E, Ionei Cătălina, clasa 10E, Crețu Cezara, 10F, Iordache Andreea, 11D, Bujan Andra, clasa 11E, 9E, îmi mai fug ochii, să știți. Vlad Ștefan, cred că l-am mai spus. Lungu Simina, 9E. Teja Elena, cred că am mai spus-o și pe ea, 10E. Ionei Cătălina, 10E, încă o dată. Felicitări și vă mulțumim! Echipa de proiect a conferințelor Shaguna este coordonată de către colegul nostru Sandu Adrian. Vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru faptul că organizează aceste tipuri de conferințe. S-a accidentat ieri la... Minisatul continuă. Este un lucru foarte frumos și plăcut pentru noi. Mulțumesc pentru liniște. Donciu Maria, clasa 9C, Tecușan Miruna Denisa, 10A, Forgacia Raluca, 10A, Bunescu Irina, clasa 6AB, Chiș Iulia, clasa 6AB, trebuia să fi dat mai devreme, Suciu Maria, clasa 6AB, Tecușan Miruna Denisa, 10A, Frățilă Valeriu Matei, 10B. Vă rog pe voi să luați certificatele. Continuăm cu atelierul de creație. Exponatele lor sunt vis-a-vis de intrare. Din echipa aceasta au făcut parte Toca Andreea, 9A, Scânteie Dana, 9B, Groza Aida, 9E, Trăilă Iulia, 10A, Ghița Alexandra, clasa 10B, Marin Magdalena, 11B, Gițeanu Alexandra 11B, Țâncu Andrada 11B, Marin Gabriela 11B, Dobrescu Teodora 11D, Hududui Alina, clasa 11D, Stoica Andreea, clasa 11D, Bulmez Veronica, 11D, Duduna Ana Maria, 11D, Căpățână Alexandra, clasa 11D, Alexandru Ioana, 11D, Gâdea Teodora, clasa 11D, Silion Diana, 11D, Țigănescu Emilia, clasa 11D, Iordache Andreea, clasa 11D, Ancuța Lavinia, Ștefania, 11D. Da, mulțumim. Trecem la echipe sportive. Mai avem încă pe atâta. Certificate pentru echipa de basket vor primi Maradin Octavian, clasa 9A, Popa Ioana, 9B, Barbu Vlad, 9D, Neagu Diana, 9F, Sumedrea Paul 10A, Brezoi Radul 10B, Naghi Alexandru 10B, Poștoacă Elena 10C, Dobre Alexandra 10E, Mircescu Miruna 10E, Dovânca Andrei 10F, Măcelaru Radu 10F, Dogaru Andrei 11B, Plămădeală Andrei 11B, Sugea Canca 11C, Burcă Ovidiu 11C, Fulga Alexandru 11E, Enoiu Alexandru 11F, Șișmanana 12C, Avram Simina 12D, Bratu Iulia 12E, Coto Ioana 12E. Elevii de clasa a 12 au primit deja. Așa, uitați. Mulțumim, rămânem tot la sport. În echipa de tenis de masă au făcut parte Oprea Carla 9C, Neagoe Raul, clasa 11AC, Bucșoiu Vlad 12A și Roșca Diana, clasa 12AC. Nu este nimeni? Ca să le preia, atunci le iau eu. Echipa de fotbal Tecușan Robert, clasa 9A, Maradin Octavian, clasa 9A, Guran Mircea, clasa 9D, Băsan Călin, clasa 9E, Bocăniciu Mihnea, clasa 10AC, Greavu Alin, clasa 11AB, Bărbunțoiu Daniel 11B, Burcă Ovidiu 11C, Neagoe Raul, clasa 11C, Mocanu Octavian 12D. Nu este nimeni? Le dai tu, da? A, așa, bine. Avem și o echipă de șah foarte competitivă, din care fac parte Toma Radu, clasa 9C, Ciungan Alexandra, clasa 9E, Dicu Răzvan, clasa 12A. Sunt? Bravo! Echipa de majorete și volei, avem și volei aici, sunt toate la grămadă. Paul Iulia, clasa 9C, Besnea Roberta 10E, Groza Aida 9E. Da, e câte o reprezentantă din fiecare, dans, majorete și volei. Trecem la, hai să zicem, o parte, să zicem, așa științifică. Din cadrul clubului de matematică fac parte următorii elevi. Stan Andrei, clasa 9A, Ciure Emanuel, clasa 9B, Manea Dragoș, clasa 9B, Strâmbu Alexandru, clasa 10A, Sumedrea Paul, clasa 10A, Petcu Daniela, 10A, Folea Rareș, 10B, haideți aici în față, Arnăut Aris, 10B, Bezdadea Beatriz, 10B, Tâbian Iuliana, 11A, Alexandrescu Alexandra, 11A, Stanciu Andreea, 11B, Ghița Alexandru, 11B, Hreciniu Mihai, 11B, Victoria Ciociu, 11E. Dragoș, las-vă. Haideți că mai sunt câteva. Din cadrul cercurilor de informatică fac parte Bonciu Cătălin, clasa 9A, Butuceanu Bogdan, 9A, Ciobanu Paul, 9A, Crăciun Alexandru, 9A, Iftimie Vlad, clasa 9A, Maradin Octavian, 9A, Manolescu Ștefan, 9A, A Soltanei Daniel, 9B, Bumbu Alexandru, 9B, Ciure Emanuel, 9B, Roatiș Răzvan, 9B, Cizmaș Mara, 9B, Matei Bianca, 9B, Șerban Andreea, 9B, Velicu Teodora, 9B, Îndoitu Victor, 9C, Frățilă Florin Ovidiu, 10A, Strâmbu Alexandru, 10A, Petcu Daniela, 10A, Năut Alis, 10B, Bezdadea Beatriz, 10B, Popa Emilia, 10B, Savin Delia, 10B, Frățilă Valeriu, 10B, Pop Cifre Adrian, 10B, Babeș Cristian, 10B, Ispas Ioana, 10E, Ineluș Gabriel, 11A, Radu George, 11A, Cârjan Ana Maria, 11B, Stanciu Andreea, 11B, Gridean Bianca, 11B, Ghița Alexandru, 11B, Plămădeala Andrei, 11B, Anofriesei Andrei, 11B, Hreciniu Mihai, 11B, Necșulescu Mihnea, 11B, Popa Codrin, 11B. Wow, cât sunteți! Trebuie amintit aici faptul că echipa școlii la concursul ACSL a luat locul întâi la categoria de unde a concurat. Felicitări! Mulțumim! Dacă toți suntem la partea științifică, aș dori să o rog pe doamna profesoară Carmen Tănăsescu și pe domnul profesor Ciprian Șandor să prezinte premiile obținute de elevii noștri la concursul organizat de NASA. Bună ziua! Da. Este primul an când școala noastră participă la acest concurs. Au fost, de fapt, două etape. Primul concurs, un concurs tip eseu, unde copiii noștri au luat marele premiu. Invit echipa câștigătoare, deci cu cel mai mare punctaj național, formată din Chițoiu Andreea Leona, Ana Maria Cârjan și Ion Ștefan Buțiu. Felicitări, copii! De asemenea, premiul întâi pentru țintă Iapetus, în cadrul aceluiași concurs, Cassini-Huygens, Roman Alexandra, premiul întâi. Premiul al treilea, țintă Dione, Beizada Beatriz. Un alt concurs extrem de important, un concurs de design. Colegul meu o să vă prezinte niște rezultate absolut de excepție pe care elevii noștri le-au avut. Invit pentru început membrii echipei din clasa 11-a care au câștigat premiul 1 la acest concurs internațional: Codrin Popa, Roberta Tripea, Andrei Plămădeală, Alexandra Răfoi, Ioana Belcin, Victoria Ciociu, Bianca Gridean, Bianca Iftimie. Au mai existat echipe care au participat la acest concurs: Recinuc Mihai, Cârjan Ana Maria, Bezdadea Beatriz, Milotoiu Matei, Chițoiu Andreea Leona, Stanciu Andreea, Ghița Alexandru. Felicitări tuturor și mulțumiri părinților care v-au sprijinit și ne-au sprijinit. Felicitări, dragi copii! Mai avem, să zicem, o surpriză pentru voi. O să vă rog să rămâneți. Pentru anul următor avem niște aviatori. Sperăm ca în anul care va urma să avem premii, aceleași premii, poate chiar mai multe. Respectiv, primul aviator, Victoria, primește o insignă. Și al doilea aviator, Alexandra, din cealaltă echipă, o altă insignă. Iar din partea echipei NASA, pentru domnul director, ca să putem să-l reperăm din spațiu, felicitări, dragi copii! Echipa coordonatoare este formată din domnul profesor Tănăsescu Mircea, domnul profesor Ciprian Șandor și Tănăsescu Carmen. Mulțumesc! Felicitări! Din corul colegiului fac parte următorii elevi. Corul acesta este cel mai bun cor din țară al liceelor teoretice. Când au participat la concurs, toți din juriu au fost impresionați de calitatea acestui cor. Patricie Georgiana, clasa 9A. Să aveți un pic de răbdare, vă rog, și totodată, făcând liniște, aveți și respect față de colegii voștri. Petru Iulia, 9B, Ciocea Gelinde, 9B, Aldea Miruna, 9B, Donciu Maria, 9C, vă rog să poftiți în față, Savu Ioana, 9C, Radu Alexandra, 9C, Timbuc Teodora, 9C, Bereholski Nicola, 9D, Boieriu Gabriela, 9D, Munteanu Miruna, 9D, Lohanel Ana Maria, 9D, Iștoc Daria, 9D, Ursu Ileana, 9D, Boșapcă Mara, 9E, Boldeanu Roxana, 9E, Groza Ida, 9E, Bujan Andra, 9E, Tudor Alexandra, 9E, Ungureanu Mihaela, 9E, Bujor Andreea, 9E, Vișan Ioana, 9E, Rusu Elena, 9E. Ce-i toată clasa? Chihaia Iulia, 9E, Ienea Raluca, 9F, Enescu Aida, 9F, Drăgușin Tabita 9F, Bodea Andreea 10A, Dumitrache Raluca 10A, Tecușan Miruna 10A, Boboc Valentina 10A, Obadă Mihaela 10A, Ionescu Teodora 10C, Bejan Gabriela 10C, Dracea Alexandra 10C, Comșa Diana 10C, Bercea Iulia 10C, Vlădărean Maria 10C, Zisu Silvia clasa 10C, Cojocaru Debora 10D, Vedean Ilinca 10D. Haideți, vă rog, mai în față ca să faceți loc. Gruse Alexandra 10D, Grigoraș Ana Maria 10D, Bădicu Diana 10E, Rădulescu Iulia 10E, Teja Maria 10E, Crețu Cezara 10F, Piticaș Denisa 10F, Boldiș Iulia 10F, Țâncu Andrada 11A, Dosinescu Ioana 11C, Benga Maria 11C, Ganea Raluca 11C, Pintilia Andreea 11C, Călin Ruxandra 11C, Iodache Andreea 11D, Ancuța Lavinia 11D, Turcu Sabina 11E, Tunea Bianca 11E, Asavei Andreea 11F, Stoia Maria 11F, Uzică Ioana, e la Liceul Honterus, dar face parte din corul nostru, și studenta Pușcariu, studența Pușcariu Sonia, studentă, face parte din cor, studentă Moraru Mădălina, totodată face parte din cor. Felicitări! Cine le ia? Ia-le tu! Mulțumim! Suntem singurul liceu din țară care are fanfară. Mie îmi place tot timpul să mă mândresc că suntem singurii. Din fanfară anul acesta fac parte și au făcut parte Căstea Filip, clasa 9A. O să vedeți că sunt foarte mulți elevi din clasa 9A și mă bucur că au venit la fanfară. Maradin Octavian 9A, Petrescu David 9A, Pulpă Gabriel 9A, Barbu Vlad 9D, Buliga Alexandru 9D, Nițu Sebastian 9D, Ciugolia Robert 9E, Boldeanu Roxana 9E, Ciocănaru Andrei 10A, Popescu Tudor clasa 10A, Țânț Alexandru 10B, Avram Horia 10D, Palistan Alexandru 10D, Micu Mihnea 10D, Șerban Teodor 10D, Șurariu Dorian 11A, Hreciniu Mihai 11B, Gridian Bianca 11B, Bereholski Abel 11C, Milea Andrei 11D, Raita Ștefan 11D, Smeu Rareș 11E, Mogan Mădălina 11E și Câmpean Claudia 11E. Felicitări și... Totodată trebuie să-i mulțumim și domnului profesor Banu, care coordonează, este dirijorul fanfarei, a făcut o treabă extraordinară. Da, mulțumim. Fanfara va cânta în deschiderea festivalului Oktoberfest. S-ar putea să aibă ceva parte de gratuități pe acolo. În continuare o rog pe colega mea, Andreea Bel, care este coordonatoare de proiecte la noi în școală, să dea premiile sau diplomele acordate de către Consiliul Județean al Elevilor de la noi din școală. Mulțumesc. Consiliul Școlar al Elevilor acordă o serie de diplome celor care au fost membri în Consiliul în acest an școlar sau care s-au implicat în organizarea proiectelor educaționale ale Consiliului Județean al Elevilor Brașov și ale Inspectoratului Școlar Județean Brașov. Așadar, am să-i citesc pe toți, vă invit în față. Maradin Octavian, Cizmaș Mara Ioana, Țopa Tatiana, Ursu Ileana Raluca, Ștefan Vlad, Niculescu Sorin, Petcu Daniela, Arnăuț Diana Alice, Macave Breholski Nadina, Rădulescu Iulia, Bilovolski Iulia, Buta Mihaela, Hrecinuc Mihai, Vasile Maria, Neagu Denisa, Marin Andreea, Hodoleanu Marius, Bucșoiu Vlad, Fodor Dan Horațiu, Fătu Diana, Hodor Ioana, Cotoi Ioana, Mușătoiu Rareș Mihai, Dobrescu Anca Teodora, Dovânca Andrei, Civeta Francisca, Bezdadea Beatriz, Ionescu Raluca, Ganea Raluca, Bârsan Călin, Maradin Octavian, Ciofoaia Andreea, Cojocaru Debora, Ghiza Ilinca, Tăluță Ana Maria, Coman Anca, Dumitru Rareș Ionuț și, în ultimul rând, președintele Consiliului Școlar al Elevilor, Enoiu Alexandru. Mulțumim! Mediile obținute anul acesta au dus la următoarele premii. Pentru clasa 9A, dirigintă Irina Opici. Elevii clasei a 9A sunt 31 la număr, au obținut 12 premii și mențiuni. Premiul întâi, cu media 9,91, Andrei Stan. Felicitări! Premiul al treilea, Anda Nătejoru, media 9,47. Pentru Crăciun, 9,35, Octavian Maradin, 9,26, Silviu Murguleț, 9,18, Vlad Iftime, 9,17, Lucian Sandu, 9,14, Ioana Badiu, 9,11, Cătălin Bonciu, 9,05 și, nu în ultimul rând, David Petrescu, 9,02. Felicitări și vacanță plăcută! Clasa 9B. Premiile sunt următoarele. Premiul 1 cu media 9,97, Manea Dragoș. Premiul 2, cu media 9,70, Ciurea Emanuel. Felicitări! Premiul 3, la egalitate, 9,67, Șerban Andreea și Bumbu Alexandru. Mențiunile sunt următoarele: Iulia Petru, 9,55, Popa Ioana, 9,55, Ciocea Gherlinde, 9,44, Velicu Teodora, 9,35, Cismaș Mara, 9,32, Scânteie Dana, 9,29, Asoltanei Daniel, 9,26, Roatiș Răzvan, 9,25, Folea Andreea, 9,23, Danalachi Luiza, 9,20, Bibire Alexandru, 9,02 și Albert Mihai, 9. Felicitări și vacanță! Clasa 9C, premiul 1, Mircan Vlad, 9,91. Premiul 2, Axenia Andrada, 9,80. Premiul al 3-lea, Radu Alexandra, 9,75. Și acum urmează 20 de mențiuni. Angel Maria Elena, Donciu Maria, Cioaric Radu, Comșulea Emilian, Pavel Lorena, Filote Iulia, Dragomir Maria, Radu Toma, Îndoitu Victor, Radu Adina, Stella Sebastian, Timbuc Teodora, Turcu Mihai, luați-le pe toate, le împărțiți după aia, Bulică Beatrice, Pol Iulia, Obreșa Daria, Oprea Carla, Țopa Tatiana, Screciu Elena și Rădoi Miruna. Clasa 9D, premiul 1 cu media 9,78, Ana Moldovan. Premiul al 2-lea cu media 9,71, Flavia Tăraș. Bravo! Premiul al 3-lea cu media 9,60, Mircea Guran. Mențiuni: cu media 9,47, Ileana Ursu, 9,39, Ana Maria Lohănel, 9,28, Tudor Petrescu, 9,26, Raluca Moldovean, 9,07, Larisa Voicu, 9,05, Adela Pop, 9,05, Bogdan Enache, 9,02, Iulia Ștefancu, 9,02, Daniela Vlad, 9, Nicola Bereholski. Vacanță frumoasă! Clasa 9E, felicitări tuturor pentru rezultatele obținute. 26 de elevi din 31 au obținut media peste 9. Premiul întâi cu media 9,97, Andra Bujan. Premiul al doilea cu media 9,88, Maidan Maram. Premiul al treilea, 9,85, Bârsan Călin Andrei. Mențiuni, Oana Badea, 9,79. Daria Laslo, 9,79. Mulțumesc. Aida Groza, 9,76. Vlad Popescu, 9,64. Felicitări. Felicitări. Ioana Mădălina Vișan, 9,64. Mulțumesc. Simina Lungu, 9,62. Ștefania Man, 9,61. Mara Reboșapcă, 9,58. Vlad Ștefan, 9,50. Roxana Boldeanu, 9,47. Andreea Negra, 9,47. Sorina Creangă, 9,44. Alexandra Tudor, 9,29. Andreea Bujor, 9,23. Mihaela Ungureanu, 9,23. Alexandra Ciungan, 9,17, Andreea Beleuță, 9,15, Filip Iana, 9,14, Iulia Chihaia, 9,11, Diana Crivțonencu, 9,11, Ana Maria Dragomir, 9,08, Victor Vătavu, 9,02, Elena Rusu, 9. Felicitări și vacanță plăcută! Da, a fost luată parte, a fost luată parte. Felicitări tuturor! Urmează clasa a 9-A F. Felicitări tuturor elevilor clasei a 9-A F. Din 29-25 vor obține premii și mențiuni. Premiul 1, cu aceeași medie, 9,50, Bangălă Georgiana și Enescu Adina. Premiul 2, cu media 9,47, Bona Antonia. Premiul 3, cu media 9,44, Ungureanu Iulia. Mențiuni: 9,41 Ciuverca Rareș, 9,41 Enescu Adrian, 9,38 Ștefan Diana, 9,36 Cotociu Petra, 9,36 Ienea Diana, 9,36 Niculescu Sorin, 9,33 Langa Laura, 9,30 Ciornea Raluca, 9,27 Streulea Miruna, 9,25 Leonte Sorana, 9,22 Drăgușin Tabita, 922 Hulban Alexandra, 908 Mihărtescu Georgiana, 908 Popișteri Crina, 905 Petroșan Georgiana, 902 Gliga Teodora, 902 Neagu Diana, 902 Tirifan Dragoș, 9 Barbu Diana, 9 Costică Elena, 9 Lefter Ioana. Felicitări și vacanță plăcută! Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc! Este în teancul ăla. Mulțumesc, Diana. E la Teodora. Clasa 10A, profil matematică-informatică, 27 de elevi înscriși, 25 promovați, mai mult de 10 premiați, 4 premii, și anume, premiul 1, Alexandru Strâmbu, cu media 9,97. Fiind clasă de matematică-informatică, am adăugat în premiile lor câte o carte care intră la lista de lecturi obligatorii și, în afară de acestea, cărți de matematică, probleme de geometrie și dincolo de ele, precum și culegere de probleme pentru pregătirea bacalaureatului. Prin urmare, vacanța plăcută va veni la sfârșit. Premiul al doilea, la egalitate de medii, 2 copii cu medii foarte frumoase, Daniela Petcu 9,80 și Paul Sumedrea 9,80. Iar premiul al treilea unui băiat, spuneam și în cancelarie, care îmbină două dimensiuni. Una artistică, foarte frumoasă, și este totuși la matematică-informatică, cu media 9,47, premiul al treilea, Popescu Tudor. Mențiunile, cu medii între 9,44 și 9, sunt în ordine. Trăilă Iulia, 9,44, Boboc Valentina Crina, 9,41, Lambrino Radu, 9,38, Flanja Cosmin, 9,36, ia-le tu și dă-le, da? Manolescu Matei, 9,36, Ruxanda Tudor, 9,33, Tecușanu Miruna, 9,25, Ciotlăuș Vlad 9,22, Frățilă Florin 9,19 și Gheorghe Darius 9,13. După festivitate ne vedem în sala de clasă. Surpriză! Clasa 10A-B, premii cu rezultate foarte frumoase. Avem 2 premii întâi cu aceeași medie, 9,97, pentru Beatrice Bezdadea și Rareș Folea. Așezați-vă acolo pentru poză și cărțile. Premiul al doilea, cu media 9,66, pentru Alice Arnăuț. și premiul al treilea, cu media 9,61, pentru Matei Frățilă. Mențiunile, o să vă rog să veniți în față. Dragoș Artene, 9,52, Ștefan Delibaș, 9,52, Andreea Dragoș, 9,44, Vieru Andreea, 9,33, mulțumesc, mulțumesc. Andreea Catrinei, 9,22, te rog să împarți mențiunile. Bogdan Ștefănică, 9,16, Alexandru Gligore, 908, Andrada Mateș, 908, Adrian Țifrea, 908, Valeriu Langa, 902 și Emilia Popa, 902. Mulțumesc! 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 Clasa 10-a C, specializarea științe ale naturii, 29 de elevi, 26 promovați, 3 corigenți la fizică, 15 premii și mențiuni. Premiul întâi, cu media 9,78, Macavei Maria Letiția. Premiul al doilea, doi elevi cu media 9,36, Florescu Matei și Vereș Vanessa Maria. Premiul al treilea, cu media 9,34, Pușcariu Irina Ioana. Scuze. Mențiuni. Cristian Teodora, 9,31. Pavel Iulia Alexandra, 931, Vlădărean Adriana Maria, 931, Bejan Gabriela Alina, 928, Ghira Nana, 921, Bădilă Ștefania, 913, Martin Romeo, 907, Dragomir Raluca, 905, Dracea Alexandra, 902, Voinescu Delia, 902, Zisu Silvia, 9. Vă felicit pe toți și vă doresc vacanță plăcută! Clasa 10D, premiul 1, Voinea Izabela, media 9,73. Premiul al doilea, cu media 9,70, Baciu Elena. Premiul al treilea, Comedia 962, Bucur Marina Bianca. Mențiuni, comediile între 9.52 și 9, următorii elevi: Bodean Catrina, Tudorache Raluca, Tudorancea Andreea, Oancea Larisa, Grigoraș Ana Maria, Avdei Andreea Gabriela, Micuda Teodora și Milu Andreea. Felicitări tuturor, vacanță plăcută și să ne vedem sănătoși la anul! Anul acesta școlar, următorii elevi din clasa 10-a au obținut premii și mențiuni. Premiul 1, Ioana Ispas, Comedia 983. Premiul al 2-lea, Mihalca Robert Angelo, 980. Premiul al 3-lea, Rădulescu Iulia, 969. Mențiunile au fost obținute de următorii elevi: Besnea Andreea Roberta, 963, Vizitiu Mara, 955, Buțiu Maria, 950, Filip Ioana, 950, Sârbu Adelina, 950, Aba și Andrei Rareș, 944, Bădicu Diana Maria, 944, Șancu Sabina, 944, Mircescu Miruna, 941, Ciubotaru Andrei, 936, Ionei Cătălina, 936, Dumitru Sabina Ioana, 935, Dobrea Alexandra, 933, Druță Elena Teodora, 933, Plopeanu Robert Sebastian, 933, Chirovan Ioana Diana, 930, Axinia Bogdan, 927, Teja Maria, 927, Zichel Flavius, 927, Cornea Teodora, 925, Simigiu Astri, 921, Teja Elena, 919, Roșca Iulia, 917, Posădaru Maria Alexandra, 913. Vă doresc tuturor și agoniștilor o vacanță cât mai frumoasă! Pentru clasa 10-a F, 30 de elevi înscriși, 30 promovați, 3 premii și 18 mențiuni. Premiul 1 se acordă elevei Bodean Ioana, media 978. Vă invit în față. Felicitări! Premiul al 2-lea, elevului Prunache Eduard Nicolae, media 968. Iar premiul al 3-lea, elevei Crețu Cezara, media 961. Felicitări! Mențiunile, vă rog frumos să veniți în față. Debo Alina, 955. Ștaier Sergiu Matei, 952. Bulmez Otilia, 950. Mulțumesc! Debu Cristina, 950. Mulțumesc! Bilovolski Iulia, 939. Melinte Claudia, 939. Zavicea Andreea, 939. Lică Andreea, 936. Vintilă Iulia, 934. Podobea Vlad, 931. Clisu Denisa, 926. Mulțumesc. Boldiș Iulia, 921. Mulțumesc, Vlad. Luați-le voi. Hoitan Andreea, 921. Cândea Miruna, 915. Sas Bianca, 915. Bratu Ruxandra, 913. Ceh Ioana, 913. Și Șușman Andreea, 913. Felicitări tuturor! O vacanță frumoasă! clasa 11-a, se acordă premiul 1 elevei Alexandra Alexandrescu cu media 9,70. Vă rog frumos, respect pentru colegii voștri. Premiul al doilea, eleva Nicoleta Savei cu media 9,56 și tot cu aceeași medie, Bianca Berechet și Iuliana Țăbian. Premiul al treilea, Mihaela Buta cu media 9,50. Mențiuni de la 9,40 la 9, se acordă următorilor elevi: Dan Dragomir 9,40, Dan Sporiș 9,40, Gabriel Ineluș 9,26, George Daniel Radu 9,13, Samira Smailovic 9,13, Radu Belciu 9,10, Movileanu Bogdan 9,10, Dragoș Vancea 9,10, Damaris Neculoiu 9,07, Gianina Hinta 9 și Aurel Nicolescu 9. Da. Vacanță frumoasă și felicitări tuturor! Da. Clasa a 11-a B, premiul 1, media 9,96, Hrecinuc Mihai. Nu este prezent în sală pentru că la această oră susține proba de baraj pentru lotul național, Olimpiada Internațională de Științele Pământului. Locul 2, media 9,83, elevele Chițoiu Andreea Leona și Stanciu Andreea Cristina. Premiul al treilea, 9,56, al Nufriesei Raul Andrei. Mențiuni: Răfoi Alexandra 9,50, Cârjana Ana Maria 9,46, Ghița Alexandru 9,35, Necșulescu Mihnea 9,33, Plămădeal Andrei Valentin 9,26, Buțu Ioan Sofian 9,23, Popa Codrin Alexandru 9,16, Burte Andrei 9,13, Gridean Bianca 9,07, Dogaru Șerban Andrei 9,06. Felicitări tuturor, o vacanță plăcută, iar colegilor un concediu cât mai liniștit. Urmează clasa 11-a C cu premiul 1, Tomulescu Amalia 9,86. Premiul al doilea se acordă elevei Ioana Dosinescu cu media 9,84. Premiul al treilea Ionelei Harnagea cu media 9,81. Mențiunile clasei 11C sunt următoarele: Dugeniuca Alesia 9,73, Neagoe Raul 9,71, Pietroi Miruna 9,60, Târziu Raluca 9,55, Călin Ruxandra 9,52, Fota Andreea 9,52, Moarcă Șileana 9,50, Rădulescu Andreea 9,47, Sugea Canca 9,47, Cristoloveanu Radu 9,44, Cozac Alexandra 9,42, Pielmuș Maria 9,39, Florea Roxana 9,36, Pintilia Andreea 9,34, Popa Alexandra 9,34. Felicitări tuturor și vacanță plăcută! Clasa 11-a D, clasă bilingvă de limba franceză. Înainte de a acorda premiile, aș dori să le dedic niște cuvinte ale lui Antoine de Saint-Exupéry, și anume: On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Adică nu poți vedea limpede decât cu inima, esențialul este invizibil pentru ochi. Premiul întâi, cu media 9,73, Anca Iordache, zisă Tweety. Premiul al doilea, Veronica Clipa, cu media 9,67. Premiul al treilea, Leo Piroșca, media 9,64. Și următoarele mențiuni: Vero Bulmez 9,61, Teo Gâdea 9,52, Andrei Milea 9,52, Cati Joița 9,50, Ioana Alexandru 9,47, Mimi Țigănescu 9,44, Teuca Dobrescu 9,38, Denisa Neagu 9,38, Ștefania Ancuța 9,35, Alina Hududui 9,29, Didi Stoica 9,29, Dea Vihristencu 9,17, Raluca Ionescu 9,14, Diana Silion 9,14. Clasa 11E, premiul 1 Ciociu Victoria, premiul 2 Iftimie Bianca, premiul 3 Belcini Ioana și Turcu Sabina. Ia-le tu pe toate. Mențiuni: Tripea Roberta, Roman Mihaela, Drăgan Cristina, Buligai Vrânceanu Alexandru, Manolescu Irina, Ioniță Evelina, Mogan Mădălina, Civeta Francesca, Fulga Alexandru, Țâmpu Justina, Homorozeanu Bianca, Duță Horia, Câmpean Claudia, Scorțea Sabina, Mocanu Bogdan, Beldescu Răzvan, Tunea Bianca, Farca Iulia, Cristea Cosmina. clasa 11-a F. 2 premii întâi la egalitate, media generală 10, Coliban Teodora Naomi, Tăluță Ana Maria. Premiul al doilea, cu media 9,90, Coman Anca Elena. Și premiul al treilea, cu media 9,84, Nicoară Delia Liliana. ...17 mențiuni, cu medii cuprinse între 9,81 și 9. Acestea sunt următoarele: Stoia Maria, Moga Alexandru, Mușătoiu Rareș, Petrescu Iulia, Văcaru Alina, Asavei Andreea, Hodoleanu Marius, Arcanu Andra, Coca Alexandru, Cristian Sabina, Dumitru Rareș, Teodorescu Anca, Juravlea Oana, Pepine Diana, Nițescu Andra, Ochi Sonia și Murgu Carmen. Felicitări și vacanță plăcută! Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim vacanță plăcută!